Regiunea Timocului din Serbia, unde locuiește o importantă comunitate de români, a constituit tema dezbaterilor celei de-a șaptea ediție a conferințelor Patrimonium Drobetense. Acestea sunt organizate de Muzeul Regiunii Porților de Fier. Lucrările evenimentului s-au axat pe numeroasele stereotipuri care au fost construite în timp cu referire la această regiune. Suntem iată la șaptea ediție în care ne propunem să vorbim de data aceasta despre un tip de patrimoniu care nu a fost abordat până acum, un patrimoniu etnografic, dar și istoria unei regiuni din apropierea României. O nouă conferință Patrimonium Drobetense a avut loc la Muzeul Regiunii Porților de Fier. De această dată, tema a vizat una dintre cele mai complexe și interesante regiuni din imediata vecinătate, Timocul. M-am gândit să aleg un subiect care e apropiat locuitorilor din Severin. Cum nu mă pricep la etnografia acestei regiuni, în schimb am trăit în ultimele trei decenii călătorind ades din Timișoara în partea răsăriteană a Serbiei, în regiunea pe care noi o numim Timoc, mi-am propus să spun câteva lucruri despre această regiune. Este o regiune în care cei mai mulți oameni acum călătoresc, pe care o iubesc, au cunoscuți acolo, însă ar putea să spună foarte probabil prea puține lucruri despre istoria sau poveștile acestei zone. La eveniment au fost prezenți 10 de elevi, profesori și oameni de cultură. Mulți dintre ei ne sunt prieteni, mulți dintre ei sunt chiar și rude, că între timp românii de pe cele două maluri ale bătrânului fluviu s-au înrudit, s-au reînrudit. Ne sunt foarte dragi, foarte apropiați, dar istoria lor arată drama pe care au dus-o de-a lungul timpului. Și realitatea este dureroasă că nici în zilele noastre nimic nu se face pentru românii de pe Valea Timocului. Statul român nu acționează pentru drepturile românilor de pe Valea Timocului. Poate că e cazul să ne gândim la românii și comunități românești și din alte țări care sunt frustrați în drepturile lor. Evenimentul a fost organizat de Muzeul Regiunii Porților de Fier cu sprijinul Consiliului Județean Mehedinți.